Salut, bun! E un nou canal de... Cum se aude, cum se vede? Fac și experimente cu voi acum. E ok? Se înțelege bine? Se vede bine? Cred că pot să mai fac o chestie aici. Edit. Salutare! Bun, probabil există un lag în mod sigur, dar suntem pe YouTube, asta e noutatea. Cool, gata, păi mai stăm un minut și dăm drumul. Foarte tare. Experimentez și eu. Singurul motiv pentru care vă chinui astăzi este că la ultimul webinar am sărit de 100. Și a fost aiurea că pe Zoom nu s-a putut mai mult de 100. A fost un pic ciudat momentul. M-am uitat o chestie acum să fac, dar hai că ne desfurcăm. Bun. Bun. Deci, din nou, eu pot să văd ce scrieți, scrieți fără milă pe chat, îmi întrebați, mă întrerupeți, mă, deci ca de obicei. Acum, fiind un talk, o să îmi permit să răspund mai degrabă la sfârșit, dar eu văd toate mesajele voastre cu mică întârziere de câteva secunde, vreo 5 secunde, dar feel free să întrebați tot ce vă vine în minte, ok? Hai, încă un minut și începem. Dubios de pe aici, pot să mut ăsta. Ua, cool. Nice. Bine. Ok. Bun, eu o să încep și din nou vă spun să-mi scrieți, eu vă văd tot ce scriu. Bine, îi dăm drum atunci. 480 de pixeli. Opa. Not English, no. Only Romanian. Sorry. This was supposed to be for my community, for our community. So it's just in Romanian. I don't know how you get the link, but just in Romanian. It will be another, probably. I hope this will be repeated as a talk to a conference. So stay tuned in case you like this topic. There will be one soon, in a couple of months, probably. Deci, de acum în românești. Salut! I'm sorry for those of you in English, but this is Romanian, pentru că încerc și eu. E un try asta, e un fel de trial, dar m-am gândit să fac share dacă tot repet și așa, hai să vorbim. Bun, deci, to mock or not to mock? This is the question. E o întrebare fierbinte. În trenurile pe care le fac, primesc, adică, între, de obicei, pun să aleagă cursanții ce vor să acoperim în mod deosebit. Adică pe ce vreau să insistăm. Și întotdeauna mock-urile sunt un topic fierbinte pentru orice grupă de unit testing, de automated testing predau. Bun, pentru că e talk și așa se face frumos, hai să mă prezint și eu. Dar întâi să mă găsesc. Prezentare. Deci, prezentare. Victor. Gata. Uite acelea. Asta sunt eu. Dar mergem direct la povestea centrală. Aici, eu. Numele meu este Victor Enta. Java Champion, unul din cei doi în România. Și alte limbaje îmi plac, nu doar Java. Din aprilie sunt 100% independent, adică ne-am renunțat la job-ul din IBM și acum fac doar asta, doar cursuri și consultanță. Am vorbit prea diverse conferințe, găsești pe site-ul meu, playlist-ul de YouTube, cu cele mai faine din ele. Morala este că am și site. și am fondat această comunitate în care suntem acum. Bucharest Software Craftsmanship Community. Nu prea apuc să vorbesc așa de mult cu voi așa, la modul ăsta, dar uite, webinarii facem aici. Webinarii, focusându-ne pe pair programming, refactoring și test-driven development. Asta vrea să fie scopul acestei comunități. Să resusciteze software craftsmanship, să resusciteze tehnicile acestea, aceste practici pierdute, cum le numesc eu. Vreau să militez pentru un cod de morală, știi? La modul că jur să nu comit rahat, jur să am cod cu teste rezonabile, jur, să am, să nu fac rău aproape lui. Adică, da, vreau să avem o morală, un cod de etică. Să avem grijă de codul tuturor, nu doar de codul nostru, ca o echipă, cu adevărat. Să practicăm când avem un pic de timp, să stăm un pic să ne gândim cum facem lucrurile mai fain și să nu ne oprim niciodată să căutăm moduri de a ne îmbunătăți modul de lucru, poate nu doar în cod, poate și în automatizări, diverse lucruri pe care le facem. A, orice, până și home automation se pune. Orice idee de a îmbunătăți și a automatiza chestii e clar benefică. Așa, de vreo 8 ani fac cursuri,
foarte multe companii, foarte multe developeri, asta fac pe zilnic. Salutare tuturor, cum am făcut mai întâi, salut! Spring, Hibernate, GPA, Functional Programming cu Java 8, Design Patterns, Domain Driven Design, Clean Code, Refactoring, Unit Testing, TDD, Performanță, X-Java, Scala, tot de toate. Ceea ce e totuși interesant, azi am avut curs de mai devreme de Design Pattern, partea a doua, a fost foarte fain, băieți foarte deștepți, am plăcut. Și ne-am dus, am combinat de fapt design patterns cu domain driven design. Este o chestie foarte fain. Oricum, mai sunt și pe rețelele sociale, dacă vreți să faceți pe acolo join, feel free. Cool. Dacă vrei cursuri pentru companie, uite site. Dacă vrei cursuri pentru tine, să știi că mai nou predau și pe Teachable. Am început și așa ușor să mai înregistrez cursul, să le pun pe net. Așa că le găsești acolo. Bun, gata despre mine. Atât și la treabă. Tumoc or not tumoc? Da? Asta este întrebarea pe care mulți cursanți mi-o pun mereu. Hai să vedem. Să începem cu definiția. Ce înseamnă să mocuiești? A mocui înseamnă, din dicționar, nu închipuiesc că bag acum, nu, dicționar. A mocui înseamnă să iei, să ridiculizezi, să iei în derâdere, să dezamăgești, să sfidezi, să provoci. Și abia ultimul sens din Webster este să imiți ceea pe care noi îl vrem, de fapt. Cool, mock. Acum, care e faza cu mock-urile? De ce vrem vreodată să decuplăm o dependență din testele noastre? De ce nu vrem ca testele noastre să execute o bucățică de cod? Aici e o întrebare cheie. De ce nu vrem? Când întreb cursanții lucrurile astea, tipic, răspunsul este standard. Răspunsul este că vrem să meargă codul, să fie testele reliable. Să nu crape testele pentru că baza e oprită, pentru că sistemul extern nu răspunde cum trebuie și alte lucruri de genul ăsta. Deci vreau teste repetabile. Pentru că, sincer, înțeleg, un test care baie, pică, bat, trece, nu o să ai încredere în el și o să sfârșești complet ignorându-l. Da? Deci testele să fie repetabile. Apoi, clar, pentru viteză. Da? Astea sunt motivele complet valide. Și ne amintim săptămâna trecută ce fain tot că a avut dumii despre cum putem să aducem testele astea să fie repetabile folosind o bază de date în memorie, nu doar memorie, folosind un docker pe aceeași mașină pe care rulează și testele. Fantastică încercare. Bun, fantastică ideea. Dar pe lângă asta mai există și bază de date în memorie. O singură întrebare, când menționați o întrebare, să-mi spuneți, vă rog, și contextul, un pic mai multe cuvinte. Că nu pot să înțeleg, de exemplu, păi nu testăm dependența, nu înțeleg contextul că e lag între noi de vreo 5-10 secunde. Deci mi-am lăsat un pic mai mult text. În rest, feel free, shoot. Apoi, mulți alți developeri, dar după ce insist, după ce trag un pic de ei, mulți îmi spun că ei folosesc mock-ul și pentru a putea să scrie testele mai simple. Și înțeleg perfect, pentru că cum fac, de fapt, ca să testez un layer, că v-ați prins, alea sunt aplicația noastră, da? Și avem niște layere. Stați să mut un pic ăsta, că așa. Când vrem să testăm aplicația noastră, un layer din ea, ce o să facem? O să mocuim layerul de dedesubt, de exemplu, repozitoriul, și testez serviceurile. Asta e tipic. Pentru a face testele mai simple. Fair enough, doar că, să știți, există păreri în lumea asta care spun că a face asta înseamnă a trișa în teste automate. Are un paper, James Coplin, link-ul e acolo, o să vă pun și slide-urile după aia pe comunitate. Atenție mare, paperul e un paper controversat. Dacă ai puțină experiență, câțiva ani doar, și dacă n-ai scris măcar 200-300 de teste, nu citi acel PDF, te va deprima. Omul zice efectiv că multe din testele care se scriu astăzi sunt waste, sunt bani și timp pierdut, datorită modului în care sunt scrise. Dacă ai multe sute de teste la activ, citește, să vezi ce o să zic. O să încerc să schițez și ideile un pic mai departe când ajunge la ele. Însă, întâi vreau să vă duc la teatru. La teatru, când ați fost văzut la teatru, teatru virtual, știi? Se ridică cortina și... La teatru există actori. Intră un actor pe scenă și când este întrebat ceva, răspunde replica. Își spune replica și iese. Bun. Alt actor după el intră pe scenă și își ia o palmă și își ia o palmă de la alții de pe scenă, de nu mai poate. Ei iese afară în culise plângând. Regizorul, ce ai mă? Pentru o palmă, mă! Eu s-a zis, bine. Și întoarce obrazul să-i măsoare palma. A cui a fost palma? A fost palma cui trebuie? La ce mă refer? Primul este un stab. Primul, când a fost întrebat, a răspuns așa cum a fost învățat în culise, așa cum l-a învățat-o din teste.
Al doilea a fost un moc. Și-a luat o palmă, după care s-a întrebat registrul, testul. Dom'le, și-a luat palma care trebuie? Deci asta este diferența între un stab și un moc. Stabul doar îl înveți să facă. Mocul îl verifici ce metode și-a luat. Metode și-a luat. Acum, ideea este că astea două sunt două tipuri de test double-uri. Noi de conceptul de test double n-am auzit până acum, poate. Ce puțin, mie mi-a luat mulți ani să ajung la el. La început vorbeam de moc. Și este o confuzie în literatură, în cultura noastră, datorită parțial faptului că toate framework-urile de mocking, care ne dau obiecte false, conțin cuvântul moc în ele. Mochito, easy, moc, da. Toate sunt cu moc. Și ca atare, noi gândim despre mocul și doar moc. Dar pentru discuția de astăzi vreau să facem o distinție între staburi și mocuri. Staburile sunt... mocuri. Sunt obiecte pe care le înveți cum să răspundă la niște metode, dar nu le verifici chestii. Mocul îl verifici că s-a invocat o funcție. Atenție mare! E vorba despre modul în care folosești un obiect. Dacă îl folosești ca să îl programezi să răspundă ceva, ăla e stab. Dacă îl folosești să îi spui, să-l întrebi ce metode i-au fost chemate, ăla e moc. Deci se rezumă doar la cum folosești. Și din nou, nota bene, poți să folosești un obiect făcut de mockito și ca mock și ca stab. Să stăbui că s-a făcut un find și să verifici că s-a făcut un save într-o bază de date. Foarte simplu. Eu o să încerc să țin discuția cât mai departe de Java, cât mai generală, da? Să văd dacă mi iese. Bun. Acum, există pe pământul ăsta și alte test double-uri de care n-am auzit până acum. Unul dintre ele este dummy. Dummy e o implementare alternativă sau e un obiect care are singurul rol de a nu cauza un null pointer exception când îl pasezi cuiva ca dependență. Dacă gândiți în termen de framework-uri de mocking, da? Atunci, dacă ești poate pe PHP, nu știu, mockery sau... Alea sunt mock-uri care nu le programezi să facă nimic, ci doar efectiv sunt create și pasate cuiva ca dependență, dar nu le-ai programat să facă nimic. Rar folosim, de-aia am și pus pânza de pe Angel. Există însă alte test double-uri foarte interesante. Aș spune eu un pic underused în multe sisteme. Se numite fake-uri. Fake-urile, și o să vorbim de ele chiar pe mine, am un curs pe Teachable, vorbesc despre asta, se cheamă Integration Testing cu Spring. Fake-urile sunt implementări alternative ale unor interfețe pe care din producție o să le folosesc. Repet din nou, că vă când scrieți, vă rog, o să vă răspund la sfârșit, ok? Deci fake-urile sunt implementări alternative. Ce înseamnă aia? Uite-le. Fake-uri poți să implementezi un repository pe baza unui hashmap. La modul simplu, când faci un find, vei face un get din mapă. Când faci un save pe repository ăla fictiv, vei face un fel de put în mapa aia. Închipă-ți o mapă în memorie, un dicționar, da? un array asociativ. O mapă în memorie în care ții toate datele. Bun. Acum, în teste, dacă testezi cu mock-uri, uite cum arată în stânga codul. When find by ID întoarce X. Dacă traduci asta cu un repo făcut fake dummy, adică un dummy care... e un fake efectiv căruia e o altă implementare la aceleași interfețe. Asta încerc să spun. În loc să programezi un mock să-ți întoarcă ceva când îi face, când te caută după unul, în dreapta, dacă ai o altă implementare, ce o să faci? O să faci doar punct save în repozitoriul ăla înainte de curul de producție. Adică o să inserezi tu între ghilimele în mapa ta X înainte de a intra în codul de producție, bun, apoi apelezi codul de producție și după aceea să verifici când într-adevăr s-a făcut save, ce poți să faci este să verifici, să iei toate intrările rămase în acea mapă în memorie și să verifici că între ele găsești și ceea ce s-a inserat nou. Pe scurt, poți să testezi ceea ce face cu repozitorii bazându-te pe o mapă în memorie. În multe cazuri. Ce nu o să meargă, evident, nu o să meargă query-urile dinamice, gen, nu știu, HSQL, DQL-uri, alte minorități de genul ăsta, nu vor funcționa, evident. Dar pentru chestii gen simple, gen save, find, by ID, merge bridge. Când ne gândim să facem așa ceva, atunci când ne trezim făcând copy-paste la multe staburi, dacă faci when, uite, în stânga aici, when repo find by ID, then return X, ia chiar, dacă fac așa, ce se întâmplă? Se strică un pic, dar oare poate să desenez pe ecran? Nu pot. Sorry. Experimentez și eu cu niște. Când faci find by ID 1, adică dacă peste tot faci find by ID 1, then return X, în cazul ăsta e poate indicat să faci o implementare falsă a acelui repozitoriu. Altă variantă este atunci când te apuci și faci then answer. Există mare parte din framework-urile de mocking, mai toate astăzi, permit ca o metodă să o mocuiești în așa fel încât când o chemi, să-ți chemi un callback din test. Să faci un fel de lambda, un fel de funcție pe care i-o dai din teste care să fie chemată în locul celei reale.
dacă te-ai pus să faci asta, frate, exagerezi. În cazul ăsta, mai bine iei implementarea aia și o pui într-o clasă dedicată, frumos, liniștit, și se numește fake. Da. Cool. Acum, discuția, fake-uri, astea sunt chestii mai răruți, fake-uri. Mult între staburi și mocuri. Și o distinție aici, o distinție adâncă, pe baza căruia a scris și Martin Fowler, unul dintre cei mai mari gânditori IT din lumea asta, a scris un articol foarte, foarte influential, că mocurile nu sunt staburi. sună funny, dar ce vreau să spun omul? Dom'le, Find My ID, funcția asta, chemată din codul de producție, are rol de a aduce în codul de producție userul, după ID, poate. Bun. Asta se cheamă un query. Acțiunea e ceva ce codul tot de producție face, care are impact în exterior. Un side effect, o să-i zicem noi în curând, care îi face un insert, face un send, face ceva, schimbare în univers, ok? Acum, ce zice omul, zice foarte simplu, bine, mocurile nu sunt staburi, adică, în practică, ce înseamnă asta? Dacă vreodată ai, atenție, stăbuit metoda Find by ID, să nu te mănânci în MS-DOS să-i faci verify după aia. Fiți ce se întâmplă aici. When rep find by ID, then return, adică programezi metoda find by ID să întoarcă U când e chemată. După aceea chem producția și din testul după aia verifici din nou că s-a chemat find by ID. Asta e greșit. Linia 3 trebuie ștearsă. Ce vreau să spun, acum, tot ce vorbim aici noi, în mod normal, în cursurile de unit test în care țin două zile, vorbim pe larg și în toate părțile și experimentăm și tot. Dar, dacă e băiat deștept, înțelegi ce spun. Teoretic, pe baza U-ului roșu de acolo din ecran, ar trebui tu să verifici cum s-a comportat codul de producție pe baza U-ului. Ar trebui să musai să verifici că s-a făcut query-ul de find by ID. Nu ar trebui să faci asta. Ci ar trebui să asertezi, să verifici ce alte lucruri a făcut producția pe baza U-ului. De exemplu, poate U-ul pe care l-a pus acolo, U-ul roșu, creat din teste, are un nume. Poate vrei să verifici că s-a instalat pe o anumită coloană în acel nume, sau acel username, de acord? Deci, verifici efectele produse de codul de producție pe baza U-ului. Pe scurt, nu faci verify la metode de tip query, care aduc date. E deep asta. Mai departe, mergând chiar mai departe între query-ul și action-ul, pe baza distinției asta, avem o discuție filozofică pe care vreau să o facem. Uite, și un slide filozofic scrie aici, vezi? Slide filozofic. Acum, un feature. Acum, ca să gândim slide-ul ăsta, vreau să asimilați acest feature cu o funcție. O funcție. O metodă. O funcție. Ce poți să verifici în punct de vedere al ce face o funcție? Frate, cel mai simplu lucru pe care poți să-l verifici în privința execuției unei funcții este, pui-mi, ce-a întors, nu? Deci, cele mai elegante și simple teste sunt cele care, dându-i niște input-uri unei funcții, îți verifică output-ul. Funcția de input către output. Super simplu. Se scriu super elegant, foarte fain și prin cursurile de mențință îmi zic mereu, dacă reduce problema la așa ceva, frate, du-te la Cucumber, fă niște feature file-uri, du-te cu ele frumos la business și validează-le. Ia semnătura pe feature file-urile alea. Căutați, Gherkin Language Feature File, dacă știți cu ești. Oricum, feature-ul tău, funcția ta, în afară de input-uri, își mai trage date și din alte părți, din alte obiecte pe care le are, dependențe, poate câmpuri, poate repozitoriuri injectate pe clasa aia, nu știu. Ori de câte ori își ia datele din altă parte, ai două strategii. Fie lași pe bună să facă query în bază, și atunci pui o bază în memorie într-un docker undeva, sau chiar reală. Fie stăbuiești acel query, acea cerere de date și faci find by ID să-ți întoarcă ceva anume. Ok? Bun, deci aici deja miroase a mocuri, a staburi oficial ficând. Cool. Na, până ce bine. La partea proastă că feature-urile, în afară de a se întoarce ție niște rezultate, ele pot să mai facă side effect-uri. Aici e drama. Ele poate să facă side effect-uri. Poate să, de exemplu, să modifice un câmp pe un obiect din memorie. Dacă fac chestia asta, ce vei face după, este să verifici starea acelui obiect. Ok? Asta o să faci. O să verifici starea acelui obiect. După testul tău. Partea proastă este că aceste side effect-uri se pot duce în sisteme externe. Da? În sisteme externe. Asta pic să modific aici un to-do. Sunt în slide numărul 154. Acele on external system se înseamnă că fie lași codul de prod să facă efectiv insert-ul și te duci după aia și faci select-ul. Știi? Adică lași și să facă la insert-ul, după aia tu din test vii și zici, bă, oare o fi vreun rând nou în tabela orders? Știi? Fie faci verify că pe order repo s-a chemat save. Da? Aici, evident, când bași baza de date, fie în AU de aici, fie în real de sus din input plus depth, automat în secundă aia tu introduci posibile
teste care crapă și pică din cauza de sisteme externe. E periculos. Bun. Ce zic acum mai dur? Zic că săgețile roșii nu-mi plac. Vreau ca ori de câte ori ai o săgeată roșie să încerci să o modelezi ca o săgeată, să o aduci la cele albastre. La ce mă refer de fapt? Să purifici designul, sună creepy, dar uite ce înseamnă. Înseamnă să nu lași feature-ul tău, funcția ta să-și tragă singură dată, ci să-i dai de la început tot ce are nevoie. Iar ceea ce vrei să inserezi sau să schimbi, să întorci ca o comandă, ca o schimbare de făcut după tine. Știu că e horror. Așa că uite exemplu de cod. În primul rând, să vorbim, da, până atunci. Ce are o funcție pură? Că prima dată când vedem conceptul de pure, funcții pure, ce sunt funcții pure, frate? O funcție pură are două caracteristici foarte importante și din ce în ce mai des vorbesc despre funcții pure și din ce în ce mai... Uite, pure functions. Mimul și în primul rând nu au voie să facă side effect-uri. Nu au voie să facă insert-uri, nu au voie să faci scrieri de fișiere, servicii web chemate, nimic. Nu se pune logging-ul. Că faci logging, nu se pune. Dar n-ai voie să faci niciun fel de modificare în exterior, niciun send message, nici nimic care să schimbe ceva. Dacă ar fi doar asta, ar fi ușor, dar mai e un criteriu. Pe lângă a nu avea astea de feature, trebuie să fie referential transparent. Știu că sună super geek chestia asta și este super geek. Unii confundă cu idempotență. Foarte aproape, conceptul înseamnă de fapt că dacă îi dai același input-uri, îți va întoarce același output-uri. Adică n-ai voie să folosești random, n-ai voie să folosești timp, n-ai voie să folosești niciun serviciu web care poate să-ți întoarcă alte lucruri mâine și n-ai voie nici măcar să faci un select în bază. Pentru că selectul, în afara cazului în care ești într-un nivel de izolare cum trebuie, selectul poate să-ți dea alte date. Da? Vorbim aici de non-repeatable read-uri. E o anomalie dacă, tehnic, nici măcar un select nu e o funcție pură. Cool. Nebunie. Acum, practic, ce faci? Uite. Codul tău, ăsta trebuie să testezi, da? Asta ce timp, place order. Îi dai user ID, îi dai un cărucior și el ce face de fapt? El zice user repo find by ID, user ID și scoate userul din baza de date ca să lucreze mai departe cu userul, ok? Ca să poți să treci de linia asta de sus, va trebui să-i bagi aici un stub, să-i stăbuiești find by ID-ul să întoarcă ceva anume, un anumit user, dacă te gândești să testezi. Bucata asta. Cool. Acum, urmează logică grea. Și vreau să ne vechei pus aici, frate, 30 de linii de cod, greu, if-uri, peste if-uri, try-uri, switch-uri, grele. Încă 5 funcții chemate lângă, greu. Greu. Și la final, faci save pe order repo. Da. Când faci save, din nou, presupunem că nu vrem să avem teste cu bază, ci avem teste rapide în memorie și atunci ce poți să vrei este să faci un mock și să verifici doar că s-a făcut save. Pa. Și te bazezi mai departe pe framework. Pe, nu știu, ce-ai acolo, ORM, ce-ai tăcut, nu-mi pasă. Te bazezi pe framework, pe repository, că își face treaba și își pune în bază datele. Cool. Mai e o problemă, dacă vedeți cu atenție, așa, mă arăt foarte îndeaproape, observați că e o problemă. Nu prea e cum să verifici delivery country-ul acestui order, pentru că nu ai acces la instanța order. Uite-vă cu atenție ce se întâmplă. Se instanțiază, se setează, se salvează, și se întoarce doar ID-ul, nu se întoarce order-ul niciodată. Cu alte cuvinte, pentru a putea să testezi complet această funcție și toate câmpurile, toate liniile de aici, va trebui să capturezi argumentul dat la save. Efectiv, se cheamă argument capture și permite să prinzi argumentul efectiv înregistrat de către mock. Deci mock-ul e super smart, e chiar smart. Orice funcție îi chem din producție, el va ține minte și după aia din test poți să întrebi, auzi, dă și mie order-ul pe care ți-a dat acolo la linia 7. Știi? Foarte șmecher. Acum. Am un statement de făcut. Și în primul rând închipuiesc că faci de 8 ori. Logic e grea, da? Heavy logic e chiar heavy. Și va trebui să treci prin funcția asta de 8 ori, mă, de 8 ori să treci prin when, then, then. Și asta și unde te duce? Vezi că am văzut. Vă duce la before-uri foarte îmbăxite, vă duce la niște verifier complexe cu capture-uri, niște chestii, niște abstracții puse peste. Uite ce simplu de fapt se poate reproiecta puțin. Prima dată, vreau să susțin acest lucru, că testele sunt cu atât mai simple, cu cât ești mai sus în lista asta. Cele mai simple teste sunt fără mocuri. Deloc, nada, zip, nap, nimic, nici moc. Dar input-ul îți dă output, parfum. După aia vin testele cu stuburi. E ușor de înțeles un test care doar stăbuie o funcție. E pretty, pretty, pretty simple. O funcție care face verify, ok, dar o funcție care bagă și capture-uri nebunești. Poate nici n-ați văzut până astăzi capture. Dacă n-ați văzut, sunteți fericiți, dar e horror povestea când se întâmplă pe acolo. În fine, cum faci, efectiv? Uite, logica grea din această funcție, pe care chiar vrei să o testezi de 8 ori, o extragi într-o funcție separată. Funcția pe care o extragi primește userul, nu user ID ca înainte, uite, comparativ. Nu primește user ID, ci primește direct user, întreg user.
Și nu mai întoarce acolo un order ID, ci întoarce order în sine. Uite, întoarce order, vezi? Asta e funcție pură. E de input-uri, the output-uri. Nu mai face niciun apel extern, nimic. E funcție simplă de testat, simplă de gândit despre ea. În exterior rămâne ceea ce o să numim imperative shell. Coaja de coluri imperative. Coaja de, știi când țipă, șeful care urlă și țipă aici. Find, save, yeah! Ăla ordonă, da? Ăla e un coajă subțire, care nu are mult creier, dar țipă mult. Știi că, cam asta e. Nu are mult creier, dar țipă mult. Ăla. Bun, acum, funcția asta de create order, da? E funcție pură. Ca să o testez pe asta e o plăcere, efectiv. Dar input-uri îți dă output-uri. Problema este că pentru a putea testa va trebui de multe ori să dai mai mulți parametri. E ușor de înțeles. În loc să te duci tu dinăuntru să ceri lucruri, trebuie să ți se dea pe tavă. Deci, automat, la un moment dat, vom adăuga mai mulți parametri și aici un trade-off. Vezi ce faci. Sunt niște discuții aici. Ce faci? Faci un parametru object dacă e cazul? Poate nu e nevoie de un parametru, știu și eu? Gândești. Acum. Bun, ai pus create order, o faci publică și le dai cu teste în ea. Și bași teste, frate. Trrr, o mitraliezi, o căsăpești, ai 20 de teste pe funcție, aia grea, da? Sau 8, 15 teste, multe. Bun. Nice. Dar, asta mă duce la următorul principiu de viață. Pentru că testele, pentru că codul scris ca funcții pure e atât de fain de testat, avem următorul principiu. Ce vedeți acum se numește arhitectura universală, se mai cheamă și Onion Architecture sau Clean Architecture sau Hexagonal Port, sau are multe nume. Ideea centrală, schizată, nu e completă făcută, dar ideea centrală este ca doar ca domeniul tău să nu depindă de infrastructură, ci infrastructura să depindă de domeniu și să ții în domeniu ceea ce ai tu mai prețios, business rules, chestii fine de logică de domeniu. Protejată de dușman, că se vede și dușmanul în ecran, de către această coajă de infrastructură, firăraia, da? Adaptorii, nu știu, repozitoriurile, servicii web, acolo sunt legăturile. Asta e autoscop pentru discuția noastră, dar acum ce mă interesează acum este ca chiar înăuntru domeniului tău, acele use case-uri foarte complexe, le știi care sunt. Sunt alea 5 use case-uri de-ți rup creierul cu ele, da? Place order, checkout, import data, alea, heavy, heavyweight. Alea vreau să le modelez ca funcții pure. Funcții pure, precum picăturile de rou cu care se spală zânele pe față dimineața. Alea funcții pure. Funcții pure frumoase. Eu nu mai văd niciun mesaj. Dați-mi și mie un ping. Sunteți pe acolo? Mai e cineva? Mă ascultă? Dați-mi și mie plăcea că nu auziți. Ideea e, funcțiile pure să modeleze logica grea de domeniu. Lăsând în exterior tot ce înseamnă side effect-uri și dependențe. Tot ce înseamnă side effect-uri și dependențe, împingere în exterior. Împingere în afară pentru a lăsa codul cât mai ușor de înțeles și de testat. Ce vreau să spun aici este că funcțiile pure sunt mai ușor de testat, dar și mai ușor de înțeles. Cool. Amă, ce lag avem de 10 secunde. Deci, vreau să vă duceți spre funcții pure nu doar pentru că sunt mai ușor de testat, ar fi greșit asta, ci și pentru că sunt mai ușor de înțeles. O funcție care intră, dă parametri, dă output, frate, e banal de testat. Deci, punctul meu aici este să încerci să proiectezi cât mai multă logică complexă ca și funcții pure. Ok? Input, output. Mulțumesc. Bun. Ok. Acum, revenind. A e pur. A numărit. E fain, de fapt, e beton, e lux. O testezi. Ce faci cu cealaltă? O te tuți și pe aia? Mă, nu spun să nu o testezi. Da? M-ar trage în țeapă dacă m-ar auzi cineva, nu o testezi. O testezi cât ai timp. Nu, o testezi, nu ținut. O testezi. Dar, să o testezi pe aia, e mult mai simplu. Dar apare o problemă. Și o să subliniez. Uite aici. User-ul de aici. Vedeți voi user-ul de aici? Ia. Întrebarea mea este, dacă pui un test pe place order sus, place order, vă amintiți, cheamă create order, vedeți? Create order acolo. E bine, place order de sus cheamă create order. Create order-ul, dacă primește userul null, crapă cu null pointer exception. Mai rău, dacă userul n-are adresă, crapă cu null pointer exception. Sunt niște probleme aici. Codul pe care deja l-ai testat de 20 de ori cu teste, brusc, pentru că e chemat din altă parte, tot îți arde în cap, pentru că are nevoie de input-uri valide ca să nu dea null pointer. E horror. Povestea asta e horror și duce la următorul gând. Reluând puțin ideea, uite cum arată. Cum testez o metodă internă? Că asta am făcut, vă amintiți? Create order asta, la început era internă. Am testat-o, bun. Ce faci după? Ia să vedem.
Păi, o faci public, o testezi, o omori, o căsăpești. Dar apoi, ce te faci cu celelalte teste care vor și ele să treacă prin mână? Aici, dacă vrei să lași celelalte teste să treacă și ele prin mână, ele vor trebui ca testele acelea să fie mai lungi și inevitabil să facă un pic de overlapping între ele. Da? Evident, treci din nou prin mână și când testezi, puu. De asta poate să-ți vină o idee. Poate să-ți vină ideea să testezi puu, dar fără să intri în mână. Și vă amintesc, sunt două funcții din aceeași clasă, frate. Aceeași. Frate. Aceeași clasă. E bine, uite ce poate să se întâmple în cazul ăsta. Te gândești să pui un partial mock. Frate, dacă n-ați auzit până acum vreodată de un partial mock, ferice vouă. Dar dacă l-ați auzit și l-ați folosit, eu o să susțin că un partial mock este un hint de design ratat. Și luft, buf, și de cu cap în bară. Știi? Este un design pe care testele încearcă să vi-l spună, pe care voi ați fost surzi. Mă iertați. N-ați auzit ce v-a spus testele. Uite cum arată. Place order are parametru, luându-o din nou puțin de la capăt. Place order e funcție publică. Ea, să zicem, cheamă funcția send email. Bun. Și pui teste pe place order, prin care testezi inevitabil, fiind aia de privată, o testezi și pe aia privată. Și astfel, aici e partea mișto, că nimeni nu vorbește, nu prea să vorbește despre evoluția designului, că am clienți cu cod de 15 ani vechime, știi? Să vezi dacă o discuție. Peste 6 luni, peste 3 ani, vii și mai pui un flux numit ship order. Ship order are și el nevoie să dea un email. Inevitabil, testele pe ship order vor intra și ele prin send email. Discuția este acum așa. Dacă send email este suficient de complexă, ea va crăpa pentru anumite inputuri. Sau e dubios. E problema de din ăla, știi, cu un pointer-ul. Caz în care, poate să te mănânci acolo, știi tu, să tragi un mock, dar un mock între, aici dubioșenia. Ai vrea ca în aceeași clasă, când o funcție, pardon, cheamă o altă funcție, să nu se întâmple apelul. Aia vrei. Când se întâmplă chestia asta, se poate face treaba asta și se numește partial mock sau spy, și este, dacă te mănâncă să faci așa ceva, dă două pere de palmă, și întreabă-te mai bine care metode din această clasă sunt mai abstracte, sunt mai high level, sunt mai sus, care sunt șefele, care sunt cum o gândești pe asta, care cheamă pe care, ce mai simplu vorbind, place order sunt mai abstracte, niciunul nu este abstract, să fim clar, dar place order e mai înaltă, e mai sus, e mai elevată decât send email. Send email e o chestie low level, doar trimite un email, atâta face rapid. Deci, separation by layers of abstraction. O să vă zică vouă să separați funcțiile high level de funcțiile low level. Adică, funcția send email o scoți frumos de acolo, că asta încerca să spună testul tău. Asta încerca să... Când te mănâncă să pui un spy, întotdeauna trebuie să aplici separation by layers of abstraction și să faci refactor, să scoți funcția aia afară, o faci publică, o injectezi în order service, și o testezi frumos cu mock. Dacă vrei să o scoți din joc, îi dai un mock peste și nu mai ai tu partial mock așa de nebunii. Deci, funcția complexă care merită, care face alte teste să bubuie și pe care te gândești să o scoți cu un mock parțial, aia, grea, groasă, cu creier, trebuie scoasă afară într-o altă clasă și pus între injectat frumos dependență. Nu cu partial mock sau alte măgării. Deci, asta e alt punct clar. Nu te apuci să faci partial mock-uri prea multe. E greșit. E un hint de design pe care încearcă să-ți... Deci, apare 4 pentru că în curs vorbim de vreo 7 sau strâng deja. 7 hinturi de design pe care testele ți le spun când faci teste responsabil, știi? Bem responsabil și facem teste responsabil. Deci, asta. Ok. Dar eu iubesc mock-urile. Acum eu... Știi că am avut grupe... Foarte tare, că întreb, băi, iubiți mocurile, așa încep cursul, partea asta, zic că iubiți mocurile. Și partea haioasă, că sunt unii care zic, yeah! Am avut grupe care zic, bă, mișto mocurile, mișto. Și am întrebat, cât de vechi e codul vostru? Un an. Ăla alții, cu aveau codul de 15 ani, de 10 ani, de cod, și cu teste multe, că era cod nasol, cu bani, cu chestii, ma. Deci, ideea care e? Unde vreau să mă duc? Există persoană, există mult. Și eu la început iubeam mocurile, că l-am văzut, bă, ce mișto tăticu, mamă, decuplez tot, n-ai nicio treabă, beton. Uite, aici merge alt slide. Stai un pic să sar.
că aici se leagă ideea de altceva. Uite, 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 asta. Mocking allows me to treat highly dependent code as if it were not dependent. To do 194, mai bless you. Adică, fără să fie nevoie să reproiectez codul, reușesc să tratez codul foarte highly coupled, fără să-mi pese prea mult. E așa ușor să bagi mocul alea, tot de ticul. Uite, mocăt, moc, gata, scăpat. Bat beton, oricine va folosi. E perfect pentru legacy, perfect pentru learning, dar o mare problemă dacă vrei să obții feedback de la testele tale. Și asta încerc să le zic și cursanților, vrei să vezi frățicule, tot cu testele tale. Tu nu vrei doar să acoperi codul cu teste, să dormi bine. Tu vrei să obții feedback, să spună când designul tău e varză. Dacă tu pui mocul peste tot, nu o să te doară problemele de design. Și vreau să te gândești de două ori când te pui și bagi mocul. Deci, ca să înțelegi ideea și să te duc, acum o să începe partea, de ce trebuie să evităm mocurile? Fii atent. Asta e citatul meu favorit, că din toate citatele din IT din lumea asta și știu citate de grămadă, că tot mă pe Twitter. Asta e citatul meu favorit, zice așa, Kent Beck, un gânditor meu favorit, inventatorul Extreme Programming, inventatorul TDD-ului, inventatorul Unit Testing, foarte șmecher. Zice omul, că you have to do a difficult change. Apropo, chiar, challenge pentru voi. El a inventat Unit Testing-ul? N-am găsit nici chiar scris asta. Kent Beck oare a inventat conceptul de Unit Testing? Eu așa știu. Da, răspundeți-mi când auziți. Ideea este, viața noastră, Kent Beck o descrie genial, zică, și deja recunoașteți codul în care trăim, da? Se vede jos acolo codul. Și zice omul, zice că you have to do a difficult change. Difficult change. Da, uite change-ul. Ai depus o nouă piesă la codul tău. Zice omul mai departe, zice că first you make that change easy. Și în paranteză, this might be difficult. Mamă, ce zice. Adică trebuie să transform schimbarea ta de făcut într-o schimbare simplă. Acest rezervă, de fapt, este ca în sacul tău, în mormanul tău de gunoi, să dai o gaură în care să poți să pluginezi feature-ul tău nou ușor. Asta înseamnă să schimbi codul care mergea, pentru că această grămadă ieri și funcționează în producție. Da? Trebuie să schimbi codul care funcționa pentru a putea să înfigi ușor acea schimbare. Aceasta se cheamă preparatory refactoring. Și unul dintre cele patru tipuri mari de refactoring. Există comprehension, preparatoring, planned și mai era unul, oportunistic. În fel. Preparatory refactoring. Ideea este că în momentul ăsta tu atingi cod care funcționează în producție. Și dacă strici ceva, te iars. Te iars în secundă. Acum, ideea care? Când, de sfârșitul, then you do the easy change. Adică după ce ai făcut această gaură și să las o faci două ore, două zile, după aia în 10 minute pui și noua implementare de logică. Cool. Nice. Asta este viața noastră. Și acum, în contextul ăsta, pentru că, de fapt, testele aici te ajută, nu? Când dai gaură asta. Aici e maxim beneficiu. Când atingi codul existent pentru a refactora cumva sau a schimba așa fel încât să introduci noul feature foarte ușor. Aici e payoff. Aici este. Na, uite, acum. Exemplu. Să presupunem acum că avem un nou flux dezvoltat compus din trei clase, scrise toate noi. A, B și C, toate trei au fost create în ultimele 5 zile. Da? A, B, C. Ok. Pe sprintul ăsta, pe istoria asta. A, B, C. Vrei să testezi clasa A. Cu aia începi, că e de la top level. Bă, hai să o testezi pe A. Cum fac? Poți să pui mocurile pe B, să-l mocuiești pe B și să verifici ce a făcut A față de B. Poți să pui mocul pe C, okay? Sau poți să nu pui niciun moc și să lași să meargă până în bază și să faci select-ul. Probabil o să vrei o bază în memorie, vreun docker, ceva, ca să nu te calci pe picioare cu alții. Dar esența este că faci select. Acum, mama va și întreba, dar fiind latentă de 20 de secunde, pisici. Întreb și mi se răspunde. Prima întrebare este, care e cel mai simplu test de scris? Păi, cel mai ușor de scris test. Da. Este testul care verifică ce face A-ul față de B. Right? Ăla e ușor, trebuie doar să te uiți la A și gata, frate. Ai făcut A, pui și B-ul, gata. Simplu, ușor. Și sincer, vă spun sincer, noi, developeri, când începem să scriem testele, la început nu înțelegem de ce le scriem. Asta e partea aia. Nu știm de ce le scriem, noi le scriem. Cu ani afli și vezi beneficiul real. Așa că la început, să scrii testele cu mocul pe B și cele mai simple și gata, frate. Ai scăpat de curvoada asta, de mai departe, altceva. Știi? Însă, dacă ne gândim puțin la ce zice Kent Beck și ne gândim la niște feature, niște funcționalități care nu s-au schimbat, n-ai avut niciun change request de făcut în zona aia, dar tu, cum să spun, în absența unui change request, care dintre teste sunt mai stabile? Care dintre teste nu se schimbă în timp dacă nu vin feature-uri noi și schimbări în cod? Aici, răspunsul primesc pentru totdeauna, zice,
alea la B. De ce? Pentru că dacă parcurgi și A-ul și B-ul și C-ul cu un singur test mare, dacă tu schimbi orice, orice s-a întâmplat, tu știi că de la A la D a mers. Deci testele sunt mai reliable. Dormi bine, dormi mai bine noaptea dacă ai teste care parcurg mai mult cod integrat împreună. Și sunt și mai stabile pentru că ele nu trebuie să le tot dai la ciocan când schimbi orice prostie pe acolo. Și încă un avantaj mișto este că mai mici șanse să greșești testele, să testezi ceva greșit. Asta are legătură cu ce zice James Copeland în paperul lui. Spune acolo că dacă tu îi proiectezi A-ul și B-ul și C-ul și îți pui teste pe A față de B, pe decizia ce responsabilități face B-ul și ce face A-ul, tu ai decizia ta arbitrară. Tu va trebui să-ți inventezi cazuri de test pentru B. B-ul nu e vizibil la exterior, B-ul e o chestie internă. Tu îți inventezi teste proprii și foarte posibil să greșești acele test case-uri. Să faci B-ul, să testezi alte lucruri. Tu le pui de capul tău, știi? Cu cât mai aproape aduci testele de niște requirement-uri, de niște specificații, cu atât mai bine. La extrem, poți să te bagi la fitness. E un framework făcut de Uncle Bob care poate să ruleze specificația pe codul tău. E un fel de acceptance testing, dar din wiki rulează wiki-ul, ceva. Mă rog, sau la Cucumber, la Feature Fire, la Gherkin syntax. Cât mai aproape aduci testele de spec, cu atât mai fine. Poți să verifici, clar, poți să pui chiar business să semneze că sunt bune testele. Doi, nu se schimbă decât dacă se schimbă spec-ul, da? Și dormi mai bine pentru că știi că ai testat fix ce trebuie. Acum, un challenge. Ce se va întâmpla în cazul în care pui totuși testul pe B? Adică mocul pe B. Deci mocui pe la nivel de B și zici, păi, tăticu, gata. E simplu pe B, băgăm acolo. Vreau să vă închipui ce se va întâmpla în cazul în care tu mâine refactorezi B-ul. Îți spargi în două, în B1 și B2. Mama mia. Just imagine, da? Dacă B-ul îl crăpi în două. Păi, frățicule, băi de capul tău, păi trebuie să schimbi și testele pe A, care îl mocheau pe B, să mocească și pe B1 și pe B2. Și trebuie să spargi și testele pe B în două. Teste pentru B1, teste pentru B2. Deci, refactorul pe un API care a fost mocuit, vezi, asta roșie, a străpuns mocul. Dacă a străpuns mocul, te-ai rupt. O să-ți dai la ciocan la refactor și o să refactorezi teste și o să-ți scui plămâne și nu o să înțelegi de ce muncești ca bou 3 ore pe testele la mama lor de teste. Da? Frustrare mult acolo. Bun. Așa încât. Ce vreau să spun este următorul lucru. Dacă creezi niște clase proaspete. Așa. Clase noi făcute. Încă miros amaia. Încă dos pe asta. Frate, chifrele astea. Să te pună gaia. Nu mocuiești tată între ele. Nu pui mocuri între clase noi făcute. Nu pui mocuri între clase care le proiectezi noi ca să facă un use case, un feature. Nu faci asta. Nu pui un cuțit. De ce? Poate că vrei să muți o bucată dintr-o chiflă într-alta. Poate vrei să mergi două chifle să faci un colac sau un covrig. Și așa, poate vrei să schimbi designul. Nu, uite, de azi vreau covrig. Pisici. Vrei să schimbi designul. Tu nu poți să faci să schimbi designul dacă te-ai pus mocul între. O să-ți rup creierii făcând refactor la testele. Așa încât. Ideea este, nu mocui între clasele care le-ai creat noi. Opa, fugite să stai așa. Nu mocui, hai mă plec. Nu mocui codul între clasele pe care le creezi noi nouți acum. Nu face chestia asta. Ci lasă-le să se amestece, lasă-ți libertatea să faci refactor și să scrap design-ul cum vrei tu. În secunda care ai pus un moc pe ele, s-a zis, ata, știi, nu o să te doară sufletul să le mai schimbi, nu o să vezi să le mai schimbi. Cool. Acum, ce vreau să spun însă? Acum, întrebare cheie, e clar. Ce-i făcăleț? normal. Ideea este așa. Ce mocuiești totuși? Mocuiești clasele standard, API-urile care nu s-au schimbat de 10 ani. De exemplu, în Java, Spring Data GPA-ul, doctrinul din PHP, da? Link-ul, deși să mocuiești link-ul e dubios, dar în fine. Adonetul, entity framework. Deci, mocuiești chestii standard. Bun. Pentru că știi că alea nu se schimbă. Alea nu se le schimbă tu mâine. Da? Doi la mână. Mocuiești atunci când o interfață ar avea două implementări, automat. Când ai două implementări pe aceeași interfață, inevitabil interfața e mai stabilă, e mai rigidizată. Trag două implementări de ea. E mai safe să mocuiești o interfață dacă ai două implementări. Sau, pur și simplu, dacă e codul vechi, codul legacy, codul... Și, na, un API acolo vechi de 15 ani... Nu o să schimbi tu azi. Depind zeci de locuri de el. Adică, în momentul în care un API deja e rigid și nu se mai schimbă, e pretty safe. Aici, nu doar old, ci legacy. Atunci când, de exemplu, azi vorbeam cu băieții, că mocuiesc oamenii codul legacy și încearcă să extragă din monolit bucăți. Unde e legacy-ul pur moc
ca să nu le pese, adică să tai acolo, știi, cumva. În fine. Interfețe. Măcuiești interfețe stabile. Asta e ideea. Și chiar un paper, unul dintre cele mai, iarăși, influential paper din, care, de fapt, au introdus mocurile în practica curentă a noastră astăzi, e, culmea, e un paper, asta e articol, știi? Adică dacă dai click, rămâi curcis, e articol, e PDF, nu știu cum să-mi exprim. E ceva surprinzător, uite, PDF. E când am văzut așa, what? E, am făcut, m-am întâlnit la doctorat, știi? Dar, sau văd așa ceva, mamă. Din nou, ThoughtWorks, compania lui Martin Fowler. Ești, practic, ei aici au introdus, de fapt, conceptul de mocuri. Foarte fain, chiar recomand să citești dacă folosești mocul mult. Însă, ce vreau să spun aici? Ce, niște idei de acolo. Zic chiar și titlul zice, Mock Roles, Not Objects. Ideea este ca și challenge. Încearcă înainte să pun mock pe clasă. Ca și, știi, de uite, din când poate bate vântul, știi? Încearcă înainte să pui mock pe clasă, să-i pui o interfață în față. E fin asta. Îi pui o interfață în față. Te dai un pas în spate, mijești ochii, și te întrebi, bă, oare e bună interfața? Oare are sens? Citești interfața. Dacă interfața pe care ai extras-o n-are sens, e absurdă, nu ai cum să numești, n-are nicio noimă, când are funcția alandala. Este un alt design hint care a dat în bară. Mocuiești clase cu o interfață curată. Acum, nu o să insist să faceți interfețe pentru toate clasele pe care le mocuiți. E absurd. Astăzi, prin bytecode enhancement și prin generarea de cod, se pot face mock-uri pe orice clasă concretă, fără probleme. N-ai nevoie de interfață, tehnic vorbind. Dar ideea de a încerca să o extragi, ce s-a mai întâmplat prin cod legacy? Am extras o funcție, o interfață dintr-o clasă și clasa avea 5.000 de linii și interfața avea 50 sau 100. Frate, puteai judeca ce face clasa, interfața, era mai ușor, avea doar 50 de funcții, doar 50 de rânduri, da? Mă rog, ideea este că crapă frumos clasa întâi, așa încât să mocuiești the least amount of stuff. Poate din cele 50 de funcții din clasa publică nu avea nevoie decât de 3 pentru testul tău. De ce nu? Sparge în momentul ăla codul de producție vechi, sparge-l în două, una cu 3 funcții publice, altul cu 47, alea cu 3, injectează-l doar pe ăla și mocuiește-l doar pe ăla. Cam asta e ideea ce vă să spun aici. E fină povestea. Fină. Fină de tot. Nice. Acum. Deci, tentativ, dacă ai dubiu dacă să pui un mock sau dacă merită pus un mock, încearcă să-i extragi o interfață și vezi cum sună. Dacă ai un ceva care are ceva de spus, dacă reprezintă un rol, mockuiește. Ideea centrală este că mockurile puse pe API-uri îngheață API-urile și fac codul mai greu de schimbat. Și codul, și asta e mare. Pe eu, care sunt un maniac clean code, îmi place să schimb design-ul când îmi tună. Deci dacă mi se pare mie ceva, că pac, refactor. Cei care mă știți, știu cum lucrez. Mama mia. Deci nu las, știi cum? Fa. Deci, și dacă testele îmi dau la joale, pe mă supăr. Mă supăr. Altă tehnică este următoarea. Mergi cu caponente, bagi mockuri și în momentul în care la refactor vezi că te supără testele, urci testele mai sus. O să vă înțelegeți peste câteva minute ce vreau să spun. Însă, încă un punct de menționat. Când testezi A o față de B și mocuiești între ele, vei aștepta comportament din partea lui B. De exemplu ăsta, că funcția întoarce 1 pentru parametru A. Cool. Dar automat, pentru că e, nu? Trebuie să testezi și B-ul. Ce faci? Testezi și B-ul și verifici că funcția F întoarce 1. Genial! Ura! Și acum, suspans. Și se schimbă B-ul. Întoarce 2 de mâine. Na, iau pe asta. Evident, vei schimba testul, care trebuie să fie 2 acum. Dar foarte ușor să uiți să schimbi aici. Aici. Foarte ușor să schimbi aici și să zici 2. Foarte ușor să schimbi. Mai ales că, de fapt, că testul ăla este testul pe A, care nu e codul tău. E codul lui. Știi? Și dacă e codul lui, să-și repare el testele, mama lui. Asta e ce am văzut prea des în proiecte. Codul lui! Deci, frate, să-mi exprim aici. Foarte ușor că apare inconsistență atunci când, pe de parte, testezi comportamentul, pe de altă parte, stăbuiești comportamentul. Sau, na, sunt două laturi care trebuie să le ții mereu în oglindă, mereu în sincronizare. Și asta e mare pericol. Un alt caz, ce mai interesant, este atunci când ajungi să testezi B-ul, deci din nou, tu gândești, tu testezi B-ul în izolare. Asta într-un sens e bine, că poți să-l ieși și să-l ghiseci pe, să-l toci mărunt. Dar dacă gândești B-ul în izolare, vei ajunge să testezi poate și cazuri aberante. Uite, codul de produ... Opa, era fost prostit pe aici. Codul de producție, codul de producție pe care le vedeți aici, pasează ID-ul orderului către B.
către F. Frate, ID nu are cum să fie nul. Tu de ce testezi că nul? Vezi ce faci? Deci ajungi să scrii teste pe B care să valideze input-uri care sunt imposibile din producție, de fapt. Ceea ce ceva. Știți unde am citit-o pe asta prima dată? Nu o să vă vină să credeți. Unde am văzut pe antreprenerea asta? Uite, acum un an, eram eu la un curs în Bulgaria. Apropo, bun bugărești, mă. Bun, mă, bun de tot. Foarte bun oamenii. Și bulgarii, bă, în Budă, m-am dus acum la Budă, predam unit testing, asta a fost culmea, predam unit testing. M-am pus pe Budă, uite Buda, și citeam pe ușă. Citeam pe ușă. Deci asta a fost fantastic. Testing on the toilet, zice. Testing on the toilet. A rămas prost. Ce? Și eram pe WC-ul, știi? Testing on the toilet. Google. Eram, what the heck? Și mai jos, ăsta este site oficial Google, deci pe acolo, care îi ziceam, uite, they often don't need to be tested. Vedem. Some inputs may never be passed into their methods. Dacă testezi implementation detail classes, poți să ajungi să testezi cazuri care sunt imposibile dat fiind parametri efectiv pasați în producție. Deci ideea asta am luat-o direct din Budă. Știi cum? Sună dubios. Da, direct din Budă. Da? Altă idee cu testele pe ușa de la WC este că testarea este o treabă de cultură. Nu e chestie de înveți azi un framework și folosești. Afli cum să folosești Spring-ul, bagi Spring. Înveți Java, bagi Java. Bagi C-Sharp, că știi link-ul. E o chestie de cultură. E o chestie de voință, de atitudine și de putere, de fapt. Și unde mai bun decât să lucrezi la cultură decât în Budă, unde eu mi-e relaxat. În fine, ideea ce vreau să spun este să te încerci, că dacă rămâne ceva de pe cursul ăsta, aș vrea să rămână să încerci să testezi mai multe clase integrate între ele. Nu clasă independentă cu fiecare separat cu mocuri. Da? Să construiești teste mai adânci. Stai că aici merge altceva. Ai, ai, ai. Aici merge, că îmi spuneți voi acum știu ce îmi spuneți, că ăsta nu e unit testing, nu? Așa. Unit testing. Mai devreme, mai uitați un pic, devreme. Ok? Îmi spuneți că asta nu mai e unit, asta e integration testing. Da, da, clar. Ei, dar întrebarea e ce e un unit? Aici vine partea faină. Ci că e o metodă, e o clasă. La început crezi că e o clasă. Știi? Nu, nimic din asta nu este. Un unit, în vorbele lui Kent Beck, da? Inventatorul TDD și din câte știu eu, primul care a promovat puternic partea de unit testing, ce ala, unit, în cuvintele lui, este un unit de behavior. O bucățică mică, mică, mică de logică pe care poți să o testezi în izolare. O bucățică de ideal client-facing, vizibilă la API. În modul ăsta de adânc. Da? Deci nu o metodă, nu o funcție, nu o clasă. De fapt, e o chestie, bucățică mică, 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 din feature. Da? Deci foarte, foarte, foarte adânc asta. Unit testing nu înseamnă neapărat. Noi facem distinția între integration și unit pentru că vrem să le avem reliable și așa. De acord? Dar dacă reușești să ții testele reliable, și e mult de spus aici, este 20 de curs aici, încerc să rezum, dar încearcă să le ții mai lungi un pic. Deeper test. Și aș spune chiar cât de adânci ești puternic să le faci. Pentru că pe măsură ce crești în experiență și în bătrânețe, ajungi capabil să testezi mai multe clase integrate între ele. Însă trebuie să înțelegi un lucru. Un flux end-to-end de la A la B la C la D, pe tăticul, are o cale ca asta. Cu multe alte branch-uri pe care vrei să intri și pe acolo. Da? E clasic asta. Foarte multe căi alternative pe care trebuie să le parcurgi. Și foarte multe combinații de date pe care trebuie să le dai la intrare. Da? Foarte multe combinații de date. 189 anime. Dacă încerci să dai de mână să construiești toate aceste input data, să le faci tu de mână, așa cum faci tu orice test, n-ai nicio șansă. Pentru teste atât de largi, de la A la D integrale, nu ai cum să construiești datele de test almană, așa, almană, italiană, nu merge. Și ce să faci? Aduci unealta. Faci un framework de testare. Faci ceva ce să te ajute să testezi codul, care să-ți dea niște de la domain specific language. Să dați click pe link-ul ăsta, o să pun prezentarea pe comunitate, dați click aici să rămâneți mască, ce face Uncle Bob prin testele lui. Ce să mai vă zic eu să dați click? Dai eu click acum, uite. Îmi permis să mă întind mai mult de o oră aici, că na, e voie. Uite ce face omul, ci că integration test API, wall API. Ce face maniacul? Uncle Bob, s-a scris cod, acum 2 ani de zile. Ci că given posts și Alice îl urmărește pe Bob și pe Charlie. When Alice checks her wall, then she sees the posts.
fratele meu, asta o cetă și business, sunt între trăiță. Că zice că Alice follows Bob, deci Alice va vedea pe peretele ei postările lui Bob și lui Alice și lui Charlie. Înțelegeți? A, B, C, nu le vede pe lui Julie, de exemplu. Deci testele astea de aici, cum să mă exprim? Sunt human readable. Cum e posibil așa ceva? Pe cine e given post? Să vedem. Given post face us list, adică cheamă efectiv create. Nu face asta și nu intră. Face create pe... Face create pe postări. Ce e ăsta? Open chat domain specific language? Uite-l. Este ceva ce el și-a scris singur. Și-a scris singur omul un DSL, un limbaj cu ajutorul căruia testează chestii. Deci și-a făcut un firmă de testare, efectiv. Ceea ce mi se pare incredibil. Cool. Acum, continuând. Mai amplu decât să testez ABC ar fi chiar să trimiți un post sau un API call către un mesaj, nu știu cum ai tu, intrarele. Ei bine, dacă trimiți un post în partea asta și apoi faci select, în cazul să ai acoperit tot fluxul din API până în bază. Dar se poate și mai mult. Se poate și mai mult. Fii atent aici. Nu testezi făcând select în bază, ci testezi făcând un alt get. O, Doamne, unde m-am dus? Unde m-am dus? Nu vorbesc despre page object, te rog, nu vorbesc despre server, vorbesc despre API calls. API calls, UI-ul prin excelență e foarte fragil. Și testarea lor cu niște unelte gen Selenium, am o vorbă despre asta, dar nu acum, altă, într-un film viitor. Get și post. Să faci un get să verifici că s-a dus ăla în bază, aia e tata lor. Da. Asta este de fapt un black box test. Nu mai contează ce e pe sub, ci verifici output-urile doar printr-un al doilea API call. Și sincer, poate să se schimbe orice prinăuntru. Get, ai făcut un post, îi faci un get. Îți dă cu șansă să refactorezi orice înăuntru. Și asta nu e nimic mai reliable decât teste ca asta. Da. Dar sunt foarte greu de scris. Din nou, părțin preview aici, omul și-a scris un firmă de testare pentru a putea testa end-to-end tot fluxul lui. Deci e de muncă, tăticul, dacă te bagi la chestii de astea. Dar alea sunt cele mai reliable și cele mai stabile teste și mă sigur pot să dorm noaptea și așa. Cool. Na, da, ți-am mânat cu desele. Scuze pentru lag, așa este. Deci, ce vreau să spun? Este că e pe termen mediu-lung, nu scurt, poate să fie mai deștept și să ieși pe plus dacă îți construiești un framework de testare pentru codul tău și nu mocuiești toate bucățelele particulare. Da? Pentru multe motive, că poți face și factor, că nu trebuie să ții în sincronizare cele două teste cu mock-ul și cu testul, e mult mai... Și, efectiv, ai mai multă siguranță. Că mai intră pe acolo, dacă reușești să puși un container, să pui, meargă și aspectele, dacă ai de asta în limbaj, să facă tranzacție, cu atât mai fain. Mai verifici și alte chestii. Mai verifici și vreo bază de date, vreun PDF, cu cât mai multe duci. Dar, clar, mult mai greu de testat. Cool. Acum, știu ce credem noi? Că unit testing, de fapt, sunt treaba noastră. Știi? Și restul sunt someone else's problem. Aici este, de fapt, durerea. Că de multe ori, ceea ce nu e unit testing, bine, nu mai e cazul astăzi, dar pe vremuri s-a aruncat treaba în cârca altora. Ziceam, bă, ai treaba testerilor. Nu. Și treaba noastră astăzi, ca și software craftsmen, ca și oameni care țin la profesia lor, să facă cât mai multe teste reliable. Da? Cool. Acum, altă întrebare seacă, dar des întâlnită, este câte mock-uri să folosesc pe test. E seacă întrebarea. Și asta include și tot ce pui în before sau în părinții părinților, bunicul și așa mai departe, tot ce moștenești de sus. E, răspunsul este trist. E 3. Bine, nu o să găsesc asta scris în necăieri. Asta eu zic 3. Mie mi se pare că după 3 în sus începe să pută. Ok, și atunci ce zic de fapt? Păi uite, dacă ai mai mult de 3 dependențe pe bucată care o testezi, înseamnă că ai codul prea cuplat. Prea cuplat. Și atunci ce ar trebui să faci? Uite, dacă vrei să testezi AU, AU va avea nevoie să-i mocui și B-ul și C-ul și D-ul și F-ul. Prea multe mocuri. Și atunci ce poți să faci? Prima idee. În general, când testul e greu de scris din cauza mocurilor sau în general, dacă e greu de scris, probabil trebuie făcut refactor. Ce fel de refactor poți să faci? Primul rând, poți să acoperi cu testul tău nu doar AU, ci și B-ul. Rămân doar 3 mocuri, observi? Fin asta. Inclus și B-ul. Da? Hai și tu cu mine, pe cinstită, pe concret, nu cu mocuri. 1. 2. Spargi A în două. Și ai un test care mai are nevoie de B și C și altul cu D și F. Sau, sucești puțin dependențele pe care le ai și, de exemplu, F-ul, aș vrea să desenez, dar nu merge un altul de desenat. Sau, da, merge de mai complicat. Ai, e greu de desenat. De așa să încerc. Adică e prea mult, îmi place să desenez. Pen, aici. Îl faci pe F și depinde de D
și tai pasta de aici. Nu, no, invers. A greșit. Invers. O tai pasta de aici. Pasta distrugi și pasta o lași. Și practic reduci dependențele mutând o parte din logica de aici, o muți în F. E mult de vorbit. E și pe scurt. Știu. E așa, din balon. Dar ideea e întotdeauna să te gândești să faci refactor. Asta e prima intenție. Când trebuie să rezolvi de scris. Cool. Ce frumos. Nu așa? Zi tu. Foarte frumos. La ce mă refer aici? Mă refer la creație. Uite. New. Când faci new date, ai o dependență ascunsă, dar e acolo. La timpul curent. Ce se face? La fel și cu metodele statice. Da? Metodele statice și creația, crearea cu new sunt dependențe ascunse pe care trebuie să le încapsulezi în instanțe mocuibile. Deci pui în față un time provider și injectezi time provider. E fină povestea. Adică nu mai faci tu now de peste tot. Ci pasezi un time provider de colo-colo, îl injectezi pe ala prin dependență și îl mocuiești pe ala din teste. Finuț. Și că deja v-ați prins ideea. Dar asta mă duce clar la întrebarea cheie. Avem voie să mocuim statice? Nu. De ce nu? Pentru că ceea ce trebuie să pui în utiluri. Ce pui în utiluri? Asta e o întrebare cheie. Ce pui în utiluri? În utiluri pui chestii care sunt nespecifice aplicației sale. Chestii care sunt în general. Chestii care le-ai putea închipui că le faci copy paste și în altă aplicație. Da? Nu are treaba nimic cu domeniul aplicației tale, cu aplicația ta în sine. Deci lucrul de asta. Și plus de asta, codul din utiluri n-ar trebui să crape cu excepție niciodată. Dacă oricare din cele două criterii nu se îndeplinește, înseamnă că nu ai ce să cauți cu el ca și static, ci trebuie să faci dependență injectată. Și chiar există tehnica în care încapsulezi un library call static într-o instanță ca să poți să o mocuiești. Da? Deci dacă nu ai nevoie să... Dacă trebuie să o mocuiești ca să nu execute anumite teste că-ți crapă, sau că e complexă și nu știi ce pe acolo, atunci nu e un util. N-are ce să caute un util. Deci, pe scurt, o altă fază nașpa cu utilurile. De unde știi cine o folosește? Adică, e statică. Bun. Asta ce înseamnă? Că oricine poate. Dacă ai controlul strict al dependenței în spatele unei instanțe, poți să controlezi cine primește acea instanță. Și să controlezi cine primește mocul. În schimb, dacă dai cu power mock și mocuiești o metodă statică de pește tot, nu știi pe cine lovești de fapt. Ok, ultimul, cred că penultimul slide, ce e rău la bad practice-urile cheie. O să răspund la întrebări după ce terminăm cu prezentarea. Ok, mai avem un minut, două. Cea mai proastă idee care poți să o ai e să faci mocuri care să întoarcă mocuri. Să mocuiești o metodă și pe then return să spui să întoarcă alt moc. Asta este sfârșitul. De aici, prăpaste, te păzește. Deci de aici să aibă Dumnezeu mine, deci Doamne ferește, te așteaptă. Alta este să mocuiești obiect de date. Entity sau value object-uri. Aproape întotdeauna ai o idee foarte proastă să le mocuiești. Ce ar trebui să faci în schimb este să le creezi într-un mod de test, într-un fel de dummy, într-un fel de, da, le populezi cumva anume, cu niște builder, ceva, treaba ta. Dar doamne ferește să faci asta roșii. Asta cauzează frustrări, dureri și echipe care nu renunță să facă teste pentru că testele nu sunt de ei. Că e prea complicat. Da? Alta. Prea multe mocuri, mai multe 3, începe să pută. Mocuri parțiale. V-am explicat. Separation by layers of abstraction. Tragi bucata de logică grea de interior către o clasă separată și o mocui cinstit. Să verifici că orice metodă e chemată. Nu e nevoie pe query-uri. Vă amintiți? Find by ID. Nu e nevoie să faci verify. N-are sens. Stubs aren't mocks. Să verifici de câte ori s-a chemat orice apel. Nu e cazul chiar așa. Dar dacă apelul ăla e ceva cu adevărat critic, sau dacă ai tot vreo suspiciune, ceva, cu times, știi, verifici de câte ori s-a chemat, dă-o încolo, nu știu, de multe ori e prea mult. Să verifici, verify no extra interaction, sau, dă-o, așa, nu, eu știu, nu. Sau să capturezi orice argument. Din nou, greșelile fatale sunt sus. Jos nu e neapărat greșit, dar să nu faci peste tot. Asta ar fi ideea. Asta duc la dureri în codul care l-am văzut și l-am fost chemat, ajută-ne, fără ceva. Frustrări, nervi, nu vreau să spun. Testează unde e riscul, nu peste tot. Ok, bun, ok, deci, ideea ar fi, pe scurt, toată ideea discuției, să nu mocuie doar din lene, certe. Să mocuie dacă reliable sau fast, da? Sau dacă într-adevăr e un rol și vrei să testezi la detaliu toate chestiile și chiar face testul foarte amplu dacă ai intra peste tot. Atunci mai merge să mocuim. Deci ce mocuim? Din nou. Mocuim orice este dintr-o librărie și third party system pe care nu vreau să-l văd că rulează sau în care am încredere, deși e o idee și mai șmecher să pui adapter peste. Mai ales la sistemele externe vechi legacy,
trage un adapter peste și mă cuiești adapterul. Ca să te mai izolezi un pic de structurile lor de date, de protocolul lor de interacțiune la date, chestii de genul ăsta. Participanți încet, bază de date, chestii care merg lent, cheșuiește, adică mă cuiești afară. Dacă n-ai cum să rulezi în memorie. Dacă poți să rulezi în memorie, cum ne-a arătat Dumi, joi, fo. Clearly defined roles. Deci dacă nu sunt astea două, să ai măcar rolul clar definit. Dacă merge exact o interfață, poate are sens și un mock. Și nu uita că mock-urile îți îngheață API-urile. Nu mi-a poți să le schimbi după aia. Și iarăși clar, dacă ai codul legacy și care nu vrei să-l schimbi, că n-ai chef, că nu-i treaba ta, că nu vrei să intri, că vrei să-l rescrii, atunci da, poți să faci mock-uri. Clar. Cam asta a fost. Eu. Dar vreau de la voi. Hai, întrebări. Acum nu știu cum merge, că o să meargă lent, că eu dau reply la după 10 secunde, auzi și răspunsul vă. Adică, vă văd. Cum verifici numărul dacă nu știu trebuie să răspunde? Subiectul așteaptă poate niște date? Întreabă Emanuel. Cum verifici un mock dacă nu setezi ce răspunde? Poți să faci verify chiar dacă nu i-ai făcut when, then, return. Deci, uite, pe cazul e destul de... Uite aici, save. La save, n-a trebuit să-i faci și then, return. Ci doar verify. Dar că nu e asta întrebarea. Da, deci poți să faci verify pe metoda save fără să ai probleme. Că trebuie să faci și then. Nu știu, sper că am lămurit-o. Tendința e să abordăm mai mult integration test decât să ne concentrăm. Da, exact. Enigma, am înțeles bine. Rolul meu, am vrut să spun că încercați, știu, problema principală pe care o văd astăzi în proiecte este că toți fac unit teste cu mock-uri per metodă sau pe clasă. Atât. Nu gândește nimeni în afara clasei lui. Știu că e codul mult, știu că te domină, știu că e foarte greu de înțeles ce e deja acolo în codul tău, dar încearcă să testezi mai mult de o singură funcție sau clasă cu test. Încearcă. Da? Acum, asta poate să însemne sau nu să pui spring-ul pe picioare sau containerul pe picioare. Poate poți să testezi niște două, trei clase legate între ele manuale cu mock-uri în jur. Am făcut și asta de mai multe ori. Kent Beck is credited as the TDD inventor, yet he claims to be... Da. Știi de ce zice Kent Beck că nu el a inventat TDD-ul? Pentru că există așa numitul... E din anii 70 ceva. Încă de la început de tot, din pe vremea lui mașina Turing, de-alea, pe vremea aia, exista test-driven development într-o formă. Da. Kent Beck e și modest asta chestia. Page object DSL, da, DSL-ul corect, acum înțeleg inima, într-adevăr, seamănă cu page object. Apropo, dacă nu folosiți Selenium și nu știți ce e la page object, citiți ce e la page object. Mor, că am văzut cazuri care nu știau de pattern-ul ăsta. E fundamental. Și apropo, dacă toți suntem așa la Q&A, patterns and anti-patterns. De Dumnezeu, ești aici. Top 17 patterns and anti-patterns. Am pus în chat. Despre automated testing în general, nu doar despre units of integration. Inclusiv UI testing. Citiți acolo foarte tare. Genul ăsta de teste nu mai înlocuiesc împreună cu codul fiecărui modul. Exact. Sunt teste de integrare. Da, bine. În la extern, dacă ajungi la black box testing, cum am văzut noi adineori, atunci, alea, tehnic vorbind, nici nu e nevoie să stea împreună cu codul tău de test. Adică, testele care rulează așa ceva, asta cu get și post, poți să le rulezi după un deploy din Jenkins sau din SSH. Poți să faci oricum. Nici nu e nevoie să fii într-un... Din, oricum. Da? Asta e un câurul, asta e un câurul și dai cu query-urile în ele. Da? Use of deprecated API atunci când faci new date. Da, bine, sonar lint. Corect, Gabriel, mulțumesc. Deci sonar lint te anunță când faci new date că e deprecated API. Cool. Nu riscăm să mocuim dependență de-a lui B sau C numai ca să facem să funcționeze în mediul de test? Nu riscăm să mocuim dependență de B sau C numai ca să le facem să funcționeze în mediul de test? Nu am înțeles nimic ce vrei să spui aici. Încearcă să mai explici o dată. Întrebarea pentru final, liberării de agenda pentru mocuirea unui server de SFTP. Ah, mă râd cu asta. Hai să dăm pe Google. Nu știu. SFTP mock server. La barna. Trebuie să fie ceva. Imposibil. Fake SFTP, de cam puține șase, dar merită o încercare. Fair enough. Dacă ești pe Java, eu o iau pe asta. Câte proiecte ajung la nivelul ăsta testării? De end-to-end, nu? Probabil că te referai. La end-to-end testing, păi cu... Cum să mă exprim? Dacă faci chestii pentru, nu știu, energy grid, centrale, sau chiar dacă depinde existența companiei tale de acele teste, le faci. Și apea și mina... Așa, nu știu ce apea și mina. Aș încerca-o pe ăsta. Eu am răspuns întrebările care le-ați spus voi pe chat. Sper că ați fost pe aici.
Nu știu acum câți view-uri mai sunt, să mai rămas. Sper că mai sunteți. Eu văd aici un singur viewer. Interesant. Mai e cineva pe aici? Sau să fi închis timpul la 4? Strange. Ciudat. Oricum, s-a terminat. Asta este. Pa! Mai sunteți. Uite Mihai. Stai Mihai. Da, nu știu, se vede ciudat aici. Zice că un singur user. Ba nu, 62. Bine, gata, am plecat. Pa! Atât am spus, atât am vrut să vă spun. Dacă vreți să mă găsiți, mă găsiți. Ne auzim, când mă auzim, nu știu. La un cata pe noiembrie l-am pus. Gata, gata, scuze, acum am avut. Încă de vreodată am amânat pentru plătite de vreodată ca freelancer. Cum demonstrezi clientului că testarea mentală este importantă? Păi, ca freelancer ai mare avantaj că poți să alegi clienții. Chestia de cultură, tu ca freelancer, unul singur de capul tău, nu prea ai cum să le schimbi, asumă-ți asta. Dacă clientul nu vrea să nu-i pasă de teste, există mulți clienți pe pământul ăsta. Dacă nu există, dă-mi mail. Așa, bun, gata. Sunt încă nou pe chestia asta. Gata, fraților, atât, nu vă mai țin. Mersi tuturor că ați venit și să vă fie de folos. Să vă fie de bine, cum să zic. Gata, pa, noi bună, seara, zi bună, pa, salut.